Привет всем и bună seara la toți. Oameni buni, eu aș dori să-l întreb. Cât voi, noi, vom mai tolera toată corupția asta la noi în țară? Toată nedreptatea asta? Unde noi nu avem nicio dreptate. Nu suntem luați de nimeni. Săptămâna trecută, mama mea la spital, ca să-și scoată niște documente, ea e la grupă și nu poate să sta în rând, că nu poate sta nici în picioare mic, ea primește ajutor, grupa 400 de lei. Dintre cei 400, 300 a dat la câteva cabinete ca să scoată niște documente. Atunci, care ajutor mai este la noi în țară? Și pentru ce la noi nu se face? Nu avem nici drumuri bune, nu avem școli normale, nu avem medicină normală, care ne rupe din bani de toate părțile. Cu jumătate de an în urmă l-am cunoscut pe domnul Alexandru Kalinin. Eu aș dori să vă rog să-l susținem. El este candidatul, este prezidentul viitorii noastre țări. Atât vreau să spun, puteți să deschideți Adnaclasnicii, site-ul lui, scrieți Alexandru Kalinin și acolo veți vedea de câți ani de zile, mai mult de 15 ani, omul acesta ajută toți oamenii, pe toți îi ajută. În timpul acesta, cât a fost 3 luni de zile pandemia asta, pe toți a ajutat cu documente, cu producție, cu bani, cu toate, cu fiecare întrebare care a fost adresată la el, pe toți a ajutat. Oameni buni, e timpul să spunem odată nu pentru această corupție la noi în țară și să facem o leacă de regulă. Să votăm cu domnul Alexandru Kalinin. El este viitorul nostru în țară, care ne va deschide toate zavoadele noastre, toate uzinele noastre, toate fabricile noastre care sunt închise, care, și fabrica de tractoare care este de 10 ani închisă. Unde la noi? Toți se pun întrebarea, de ce lumea nu vine în țară? Cum se vine în țară dacă totul e închis, nu au lume de lucru, nu au bani? Părinții noștri, bunii noștri, ei pur și simplu trăiesc cu 3 bănuți, care nu le ajung măcar nici de la leafă până la leafă, de la pensie până la pensie nu le ajung. Oameni buni, eu vă rog să mă susțineți și să votăm cu Alexandru Kalinin, care eu sunt sigur că vom avea sprijin, așa cum am avut atâția ani de zile sprijin, pe care toți știu, care îl cunosc, cât de mult s-a ajutat pe toți și vă rog să-l susținem. Eu sunt sigur că va face regulă în țara noastră și nu va mai fi atâția cinovnici și atâția oameni care se gândesc numai la bani, dar nu se gândesc la populația care mor de foame, pensionare și toți bunii noștri care nu au ce trăi, nu au ce mânca, nu au de foc iară, nu au cine ajuta, copiii nu au rămas singuri și acum cer ajutor de la stat, dar statul nu le dă nimic. Oameni buni, e timpul să facem o alegere normală, să alegem un prezident normal la noi în țară, să ne facă regulă, să ne deschidă locuri de muncă la noi în țară, să nu mai fim umiliți prin toate țările, să ne socoată toți de niște oameni la negru care lucrează. Eu vă rog să mă susțineți și haideți împreună să votăm împreună cu Alexandru Kalinin. Și vom avea un viitor în țară. Eu vă mulțumesc pentru vizionare.